La finele lunii iulie 2023, primarul Cosmin Andrei a semnat un contract de finanțare de aproximativ 9 milioane de euro. Banii vor veni din PNRR și se vor folosi pentru dotarea cu mobilier și echipamente a sute de săli de clasă și 10 de laboratoare și ateliere școlare. Va fi cea mai mare investiție în sistemul de învățământ botoșenean de la Revoluție încoace, a declarat edilul municipiului. În valoare de 45 milioane de lei, contractul de finanțare include dotarea 31 de școli cu personalitate juridică și a 14 unități de învățământ arondate. Toate acestea vor beneficia de mobilier și echipamente digitale pentru sălile de clasă, pentru laboratoarele de științe, ori pentru atelierele de practică. 651 de săli de clasă vor fi dotate cu echipamente digitale, 670 de clase vor fi dotate cu mobilier și materiale didactice, 57 de laboratoare de științe dotate cu mobilier și materiale didactice, 49 de laboratoare de științe vor fi dotate cu echipamente digitale, 75 de cabinete școlare vor fi dotate cu mobilier, materiale sportive și echipamente digitale, 16 ateliere de practică vor fi dotate cu echipamente digitale. În același program PNRR separat au mai aplicat și obținut finanțare liceele din Botoșani. Mai sunt și instituții care nu sunt în subordinea primăriei. Le mulțumesc și directorilor implicați care au depus separat aceste solicitări pentru finanțări, care practic reprezintă cea mai mare investiție făcută în învățământul botoșenean de la Revoluție până astăzi. Totodată, Primăria Botoșani a obținut finanțare pentru reabilitarea energetică a 11 unități de învățământ din municipiu. În plus, altele au investiții în desfășurare cu bani din bugetul local.